Bună dimineața! Astăzi o să facem împreună cozonac fără înfrământare cu miere de albine. Deci o să începem cu plămădeala. Eu am să pun 1 kg de făină pe masă. O să pun 25 de grame de drojdie în centru aici. O linguriță de miere. Și puțin lapte. Amestecăm. Și o să lăsăm să crească puțin. Când maiaua a crescut, adăugăm celelalte ingrediente. Maia a început să crească și acum o să adăugăm restul ingredientelor. O să avem nevoie de 200 de smântână, 200 de lapte, 200 de miere, o linguriță de sare, 200 de unt. Eu am făcut o pastă de portocale sau de mandarine, deci o să punem 250 de grame de mandarine sau portocale tăiate feliuțe, 125 de grame de miere sau zahăr. Puteți înlocui mierea cu zahărul pe foc, cam 20 de minute, după aceea o mixați și o să iasă această pastă de mandarine sau de portocale. Eu am făcut de portocale. Ne mai trebuie o linguriță de sare, vanile, rom, esențe. Și să începem. Deci acum o să adăugăm smântână. De grame de smântână, 200. Ne facem loc aici să încapă toate. Adăugăm gălbenușurile, 5 gălbenușuri. O să adăugăm și mierea. Puteți înlocui miere de albine cu zahăr. Noi preferăm cu miere, dar poate fi făcut și cu zahăr pentru cine nu dorește miere. Amestecăm puțin câte puțin. Cozonac fără frământare, cu miere.
non so dove, non so dove usare. Vaniglia. Essenza di rum. Essenza di vaniglia. Questo è un po' di questa pasta, questa crema di portocale. Am să pun și dacă mai este nevoie, mai adaug. Adaug laptele. Începem acum să facem aluatul. Îl lăsăm, îl amestecăm toate ingredientele, apoi îl lăsăm la rece până de seară. Sau îl puteți face seara și îl lăsați toată noaptea la rece. După ce a stat 10 ore, 6, 6 ore, 7. Îl lăsăm la temperatura camerei până își dublează volumul. Între timp, noi o să preparăm crema, umplutura. Acum preparăm aluatul și o să ne vedem mai târziu. După ce aluatul se odihnește, să preparăm crema, umplutura și să-l dăm la cuptor. O bunătate! Adăugăm și untul. 200 de grame. Amestecăm bine toate ingredientele. Să gustăm, să vedem cum este. Este bun. Am să mai adaug în această pastă. Puțin. Important este să amestecăm bine tot. Punem toată făina și apoi lăsăm la crescut.
giusto quando. Da che mettere per il pan, questo è forte buon asciam. Con ogni fregina. Se cercate voi, sapete che devo sciogliere se faccio un cosone. Per affrontare, per uccidere non avrei potere soffrire. Un chilogrammo di farina, 200 di grammi di smantina, 200 ml di latte, 200 di miele, o lingurizza di sale, 200 di grammi di unt, 25 grammi di trojdi, essenza, 5 galbenușuri, și am făcut o pasta de mandarine sau de portocale, de ce vă place. Făcută din 250 de grame de portocale, mandarine, clementine și 125 de grame de zahăr. Puneți pe foc, le tăiați felii și le puneți pe foc. Cam 20 de minute, lăsați la răcit, mixați și adăugați în aluat. Eu adaug în loc de coajă de portocale și de lămâie. O să semene un pic cu panetonele. Aluatul este gata. Ia uitați cât a durat. 15 minute. Acum am să-l pun într-un vas și îl las la odihnit până diseară. Ne vedem diseară cu aluatul și să pregătim umplutura și să facem cozonaci. Aluatul l-am pus într-un vas. Acum îl lăsăm la odihnit până diseară. Ne vedem mai târziu. O zi bună tuturor! Bună seara, am revenit, aluatul l-am adus în casă, l-am lăsat la odihnit, la temperatura camerei. Acum preparăm crema, umplutura și o să avem nevoie de 100 de grame de nucă măcinată, lapte fierbinte, îl turnăm peste. Cu 100 de ml de lapte fierbinte. Adăugăm și cacao, 30 de grame de cacao. Adăugăm și miere de albine. Dacă vreți, puteți adăuga zahăr. 100 de grame de miere.
mozza de Roma. Stafide, 850 grammi di stafide, essenza di rom, lo stikluzzo, tutta essenza di rom, Safia aromat shibun. Și adaug 100 de grame de ciocolată, eu am tăiat deja. Aceasta este crema noastră. Ia uitați. O lăsăm să se odihnească puțin și ne apucăm de făcut cozonacii. Aluatul la crescut este la temperatura camerei, uitați. O să-l întindem pe masă. O să presor puțină făină. Este aluatul nostru. O să-l împărțim pentru 2 cozonaci. Avem 1 kg de făină, 200 de grame de smântână, 200 de grame de lapte, 200 de miere, o linguriță de sare, 200 de grame de unt, 25 de grame de drojdie, esență, 5 gălbenușuri și am făcut o pastă de portocale făcută din 250 de grame de portocale tăiate mărunt. Deci o cântărim, tăiem portocala, feliuțe, cu 125 de grame de zahăr. O punem într-o tigăiță, pe foc, cam 20 de minute, până se îngroașe puțin. Lăsăm la răcit și după ce s-a răcit, o mixăm, o frulăm și o adăugăm la aluatul de cozonac. O să-i dea un gust foarte bun, o să semene cu panetonele. Dacă nu vă place, o să puneți coajă de lămâie sau de portocală. Deci aluatul nostru este acesta. O să-l împărțim. Împărțim în două. Eu am să fac un cozonac mai mic, rotund, tip panetone, și unul mai mare. Deci o să iasă 2 cozonaci babani. Ia uitați beșicuțele. Deci am să întind pentru cozonacul mai mic aluatul.
să punem în umplutură puțin. Să răsucim. Acesta o să fie cozonacul. Împărțim și asta în două. Întindem și cealaltă foaie.
cadouri în pletim. Și acum punem în cuptor. Acum iau cuptor din cuptor. Sunt fierbinți. Ia uitați. Să sperăm că o să fie un an bun și să scăpăm de acest virus. Acesta este cozonacul. Am pus și pe fond activuță. Ia uitați cât este, este fum. Este pufos, pufos. Sper să vă placă rețeta. Este bun, bun. Bun, aromat. Foarte bun. Cozonac fără frământare. Un rezonant nou fericit. Multă sănătate. Și să scăpăm cu bine de acest virus. Și ne vedem cu alte rețete. La revedere. Multă sănătate tuturor.